Deși a fost construită la sfârșitul anului trecut în numai 4 luni, o creșă modernă stă acum cu lacătul pe ușă. Se întâmplă la Fălticeni pentru că autoritățile locale nu au reușit să obțină autorizațiile necesare. Motivul ar fi birocrația stufoasă. Deocamdată, cei mai mulți părinți au apelat la ajutorul bonelor. Aceasta este una dintre cele mai moderne creșe din România. Are 113 locuri pentru copii și unele dintre cele mai moderne dotări. Cu toate acestea, stă cu lacătul pe ușă. Lucrările pentru finalizarea acestei creșe din Fălticeni au durat 4 luni, însă de 9 luni autoritățile de aici se chinuie să obțină toate avizele și autorizațiile pentru funcționarea acestuia, timp în care părinții din Fălticeni nu au unde să-și ducă copiii, fiind singura creșă din oraș. Vreau să vedem, să vizităm. Vreți să duceți copilul la creșă? E puțin cam mic la vârsta asta, dar probabil la un moment dat. Birocrația stufoasă ar fi motivul pentru care creșa are încă lacătul pe ușă. Lucrările s-au finalizat într-un timp record, iar recepția a fost făcută la finalul anului trecut, pe 20 decembrie. De atunci și până acum, administrația locală spune că nu a reușit să obțină autorizație. Începând cu data de 7 ianuarie, adică la începutul acestui an, am început demersurile. Termenele dintre anumite etape procedurale sunt foarte lungi. Nu mi-explic de ce au durat aproximativ 2 luni de zile ca un raport care a fost finalizat. Acest raport să ajungă la minister. Sunt termene foarte lungi pe care eu nu le înțeleg. În tot acest timp, părinții au fost nevoiți să găsească fel și fel de soluții pentru a avea grijă de copii. Ce faceți cu copilul? Cum? Eu nu mă duc acum la grădiniță că nu vrea ea fetiță și nu place acolo și n-am unde să scrie. Dar dacă ar fi fost creșa deschisă, ați fi mers acolo? V-ar fi ajutat? Da, posibil. Ți așteptam să se deschidă și creșa de stat. Nu știu nimic, nu a fost sunat, am înscris copilul, așteptăm. Părinți care nu au unde să-și ducă copiii. Da, eu trebuie să încep în ianuarie, teoretic ar trebui să încep munca și încă nu am rezolvat. Unii dintre ei au apelat inclusiv la bone. Autoritățile locale speră totuși ca de la 1 noiembrie să rezolve această problemă, când spre uimirea multora, lucrările au durat mult mai puțin decât întocmirea unor documente. Noi sperăm ca undeva la 1 noiembrie creșa să fie funcțională. Avem deja 112 cereri ale familiilor copiilor din Fălticeni. Am redimensionat pe parcursul acestor etape creșa, pentru că ea era prevăzută inițial cu un număr de 70 până la 84 de copii. Și am autorizat-o pentru 113 copii. Valoarea acestei creșe a fost de aproximativ 3 milioane de euro.